agenții economici sunt pasibili de amenzi usturătoare dacă încalcă prevederile codului muncii. Angajatorii care încadrează în muncă șomeri indemnizați au obligația ca în termen de 3 zile să înștiințeze agenția la care aceștia au fost înregistrați. În caz contrar, agenții economici trebuie să răspundă în fața legii. Aceasta prevede ca nerespectarea obligațiilor să fie sancționată. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 126/2008, amenda pentru nerespectarea legii este cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei, a declarat Elena Baba, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Vaslui.